În Europa de vest, abatoarele mobile au fost folosite încă din anul 1950. O astfel de unitate mobilă de sacrificare acceptată de legislația Uniunii Europene dispune de 8 angajați, iar amortizarea costurilor se face în aproximativ 3 ani. Introducerea acestor echipamente este o inițiativă a Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească de tip Simmental. Acest concept inovativ, abator containerizat și rulotă comercială a prins viață. Sunt beneficiari deja care folosesc și sacrifică în astfel de unități animalele. Avem primării, avem cooperative, avem fermieri care au achiziționat și care folosesc aceste unități și sigur, ceea ce este foarte interesant și bine de știut, consumatorii vor putea de acum înainte să achiziționeze carne proaspătă direct de la fermieri, iar ochiul vigilent al medicilor veterinari o să asigure că acele produse sunt perfecte din punct de vedere sanitar veterinar. Vă invit ca să vedeți steak-urile deja pe care le-am pregătit prin sacrificarea unui tăuraș în cadrul unui centru de sacrificare, cum este acest abator containerizat, și să vedeți și calitatea cărnii și steak-urilor din rasa bălțată românească. În această rulotă se pot comercializa 3000 de kilograme de carne săptămânal pe tot teritoriul României. Sigur, trebuie să aibă partea de vitrină, dotările pe care le vedeți aici, dar ce este important, poate să meargă fermierul sau cooperativa sâmbătă, duminică sau vineri în piețe, în târguri, unde să vină în întâmpinarea cumpărătorilor, consumatorilor și în felul acesta profitul lor să crească, știind foarte bine că vânzarea la kilogram este mult mai avantajoasă decât vânzarea la carcasă sau vânzarea a animalelor vii.